să-și joacă concursul? Avem ploaie, avem frig? Concursul se numește Roșiada Extremă. Ieri și astăzi am putut denumi roșiada super extremă. Condițiile meteorologice ne-au făcut ca și ieri, ca și astăzi, ca să scurtăm timpul concursului, perioadele de manșe. Dar faptul că a fost foarte mare vânt și nu au mai stat ancorile pe fund și au plimbat bărcile și a fost nevoie ca să întâlnim concursul. Dar, conform regulamentului, dacă timpul dintr-o manșă de pescuit depășește jumătate din timp alocat unei manșe, atunci se validează manșa. Și astfel am ajuns de-am validat amândouă manșele, dar au fost dificil, am făcut câte 2 ore jumate, 3 ore și am făcut concursul să se termine mai repede. Nu noi, ci vremea. Au tras pești? Da, au fost capturi destul de frumoase, cu toate că vântul a deranjat foarte mult pescuitul. La acest concurs au participat 2 campioni naționali, actuali campioni naționali României, campionul național la senior și campionul național la tineret. Și și-au arătat clasa față de ceilalți, dar și ceilalți au făcut câte o figură frumoasă și au avut capturi frumoase. Câți pescari ați avut? Am avut 36 de pescari, adică 18 echipe, erau echipe de câte 2. Pescarii au fost, mare majoritate au fost din Cluj, din Sibiu, din Turda și din Gherla. Ce urmează acum după această cupă? După această cupă, săptămâna viitoare, și cu ocazia asta că suntem acum așa să ieșim pe post, fac o invitație pentru doamnele și domnișoarele din Gherla, sâmbăta viitoare, dacă au posibilitatea să vină pe lacul 1 Gheorgheni, va fi Cupa Mărțișor, prima ediție, în exclusivitate pentru doamne și domnișoare. Iar de 1 iunie, obișnuitul concurs în Apoca Junior, tot organizat de asociația noastră.